Mergem de data asta, unde credeți? În Bucovina, oameni buni. V-am prezentat mai multe dintre aventurile excelenței sale David Saranga, ambasadorul Israelului în România, prin Bucovina. Ei bine, l-ați văzut în căutare de trufe, l-ați văzut în vizită la stână, l-ați văzut cum a făcut mămăligă și cum s-a transformat o clipă în vlogger pentru când cât a fost în vizită la mănăstiri. Astăzi vedem și cum și-a petrecut ultima zi pe plaiurile bucovinene, cum i-a cunoscut și cum i-a ajutat la treabă pe câțiva dintre cei mai simpatici și mai gospodari oameni din Botoșana. Un mic sat din județul Suceava. Vreau să priviți imaginile și sunt convins că o să vă placă și o să vă facă dor să mergeți în locurile astea frumoase din România. Vizita ambasadorului David Saranga în Botoșana a început acasă la Badea Vârnav, unul dintre cei mai în vârstă localnici. Bătrânul are peste 80 de ani și nu mai poate face munca pământului, așa că ghidul nostru Mihai ne-a condus la cumătrul Ilarion, ca să luăm plugul și toate cele necesare pentru săvitul cartofilor. Salut! Să trăiți! Îmi pare bine, David, îmi pare bine. Ambasador de Ierlin. Da, să trăiască, bine ați venit la mulțumesc! Ce ai depus, ce ai de făcut? Cartofi! Zis și făcut, am încărcat de grabă căruța. Nu ne-am lungit cu vorba pentru că ziua e scurtă și de muncă aveam destul. Asta îl faceți dumneavoastră de obicei? Da, da. Noi cine? Tai o leacă. Bun. Așa? Să vă arăt cum se pune calul la faiton. Asta se numește faiton la noi în Bucovina. Nu e căruță, e faiton. Steluța o cheamă. Stela. Uitați-vă aici. Stela, nume frumos. Da. Ce-o dorați acolo. Da, da, da. Așa? Da, da. Așa. Asta se cheamă popitoare. Asta e popitoare. Când ați oprește calul. Aha, este high-tech asta. Odată calul înhămat, am pornit la drum sub directa supravegherea lui Badea Vârnav. Plintiți. Hai! Știi cum se spune la noi? Hai, Dio. Aha. La noi se spune Dio. Hai, Stella! Hai, Stella! Wow, ce frumos! Se vede că oamenii la țară sunt bărbați adevărați. E cum ei vorbesc, ce muncă fizică este. Și dacă eu merg în sala de forță, când ar fi trebuit să ridic asta, nu era ușor deloc. Și ar fi trebuit să-l facem doi. Eu singur n-am putut să-l fac. Acum spunem cartofi în pământ. Așa, vine cu cartofi. Nu, e frumos. E foarte frumos. Serios, serios, da. Sute de ani așa au pus cartofi. 67 de ani fac și eu la toamnă și așa m-am trezit. Niciodată n-am văzut cum se plantează cartof, e niciodată n-am văzut această muncă. Știu cum să vorbesc cu ea deja, cu Stella. Facem cu marca, înșelăm cartofii pe rândul de marcă. După aia, după ce astupăm, după ce punem cartofii tot așa, dăm cu plugul, ia astupăm. Hai, toată lumea la treabă. Am crezut că am terminat munca pentru astăzi. Abia acum începe. Bine, pentru asta sunt aici, să vă ajut. Asta-i, la spart cartofii cel mai greu. E cel mai greu. Da. Până acum nu era greu. Nu, acum începe să fie greu. Ah. Yeah. Da. Nu. Da, trebuie... Da, stai așa, stai. Prima dată ai pus mâna pe corne, pluguri, înseamnă că le faci treaba bună. Mulțumesc.
Te găsești la țară că și mai bună lumea. Mijlocul zilei ne-a prins pe câmp, așa că tanti Zanovia ne-a adus prânzul. Merinde pregătite de ea și de nepoate. Ai venit la masă, luați o pauză, că ați făcut treabă multă. Și bună, văd că... Merge treaba, merge. Merge, dar ce ați adus de mâncare? Că eu e, sunt am cu... adus... Dacă naționale? Da, și dacă este post, mamă. Noi postim. Aici alivinci. Oh, fierte răsărucătoare. Da, așa, alivinci. Haideți. Aici este obiceiul, că când se mănâncă, să bea un par de țuică. După ce e gata ogorul, să bea un șup de țuică, se pune la capul ogorului, așa îți ia bătrânii. Băi, la foame? Să umână. S-a descurcat bine? Da, foarte bine. Am muncit bine? Întâi am învățat foarte mult și da, mai ales am învățat cum să trăiește... Dragostea de oameni. Așa și... este. Poate fi numit fiul al satului? Da. Cu garanție. Obosiți, dar mândri, noi i-am lăsat pe Badea Vârnav, pe Ilarion și pe Zanovia să termine munca la câmp și ne-am dus la tanti Veruța, care i-a pregătit înaltului oaspete o ie tradițională specifică locului. Cioc, cioc, bună ziua! Bună ziua, bună ziua, uite, mă găsesc lucrurile! Salut, bună. Eu sunt David. Oleu, Doamne, dar cum ai putut tu să-mi aduci așa? Doamnele, drag, am fost și eu în Israel. Atunci am văzut raiul acolo. La Ierusalim. La Ierusalim, la mărmântul. La momentul la... sfânt. Și dumneavoastră de acolo sunteți? Eu sunt din Israel, da. A, și acum trăiesc... Cum am eu așa o bucurie să vie la mine așa ceva? E, acum am și o cămașă de Botoșana. E, și vreau să, în primul rând, să văd cum arată pe mine. Hai de mine, minunat. Și aici sunt doi cănăcuți care așa vin închis ca să stea bulerul închis. Fii atent cum e lucrarea Dumnezeu Sfântul. Eu aceea mă ajută. Ai zis să fac 67. Da, așa, lungime. Lungime, și eu am făcut-o, dar tare o scăzut pânza. Eu după ce am făcut-o, am spalat-o. Și a rămas la 65. Fii atent, dacă era 67, era mare. Vezi, fate? Și puterea al Dumnezeu? Vedeți? Na. Până la sfârșit, m-am devenit frumos. Și vreau să încerc și costumul tradițional întreg. E, dacă tot am muncit astăzi, atunci vreau să, să devin un roman adevărat. Wow, ce frumos sunteți! Foarte bine vi se stă. Așa? Auzi, dar ce frumusețe de bărbatul și... Na, poftim. Bucovinean adevărat! Wow! Tanti Veruța, îl are șanse să devină fiul al satului? Apar și păcat să nu știe fiul al satului. Faptul că din primul moment am fost primit cu brațele deschise, faptul că oamenii au comunicat cu mine ca și cum suntem prieteni de 10 de ani, și ultimul lucru este întotdeauna când mă uit la costumul popular din România, am puțin invidia. Am avut puțin invidia, fiindcă am zis și eu vreau odată să încerc să văd cum arată pe mine. Și vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat această ocazie.